Am și apărat câteva cuvinte despre primul meci din play-off. Așa cum așteptam, o confruntare echilibrată, decisă la o singură posesie. Cred că noi am fost echipa mai bună astăzi, dar una peste alta numai statistica ține minte, numai învingătorul. Așa că e foarte puțin interesant. Cred că am făcut destule greșeli. În anumite momente importante ale jocului nu am gestionat așa cum trebuie posesia. Și acest lucru ne-a costat. A fost un joc extrem de fizic. Vom vedea în ce măsură vom putea juca mâine, o zi după alta, așa cum am mai spus. Avem o serie întreagă de jucători cu probleme. Cred că același lucru se întâmplă și la Energia Rovinari. Așa cum am spus, un joc extrem de fizic. Și până la urmă, important este că mâine trebuie să fim pregătiți din nou să jucăm. Acest meci s-a încheiat. Meciul de mâine începe de la 0-0 și ne dorim să câștigăm măcar un meci aici la Rovinari. Ați condus tot meciul aproape, dar de ce ați pierdut de fapt? Unde s-a jucat meciul? Au fost multe momente și nu cred că am condus. E adevărat că am condus, dar de fiecare dată au fost diferențe foarte mici. Nu am reușit să facem o diferență mare ca atunci să poată fi gestionată. Poate doar la sfârșit, în ultimele minute, trebuia să gestionăm mai bine atacul nostru. Le-am dat o serie întreagă de puncte ușoare. E o discuție la ultima fază, dar așa cum am mai spus, meciul s-a jucat, Energia Rovinari a câștigat, mâine este un alt meci.